17 aprilie 2018 la Cimișlia au fost lansate cursurile de formare profesională în domeniile brutărie, patiserie, preparare de produse făinoase. Orele de curs vor fi desfășurate gratuit în baza tehnologiei de fabricație în stil italian, de către profesori cu renume și experiență avansată în domeniul din provincia Novara, Italia. Instruirile sunt parte a proiectului Non Solo Pane, inițiat și implementat de o companie italiană, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Maria Culeșov, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Deci astăzi avem ocazia dată ca circa 17 reprezentanți care s-au înscris la aceste cursuri de studiere a producerii produselor de patiserie cu tehnologie italiană. Cursanții sunt din 4 raioane a regiunii Sud și cursurile vor dura 3 săptămâni. Apoi vor mai fi organizate și alte cursuri. Sunt bineveniți să vină să participe la aceste cursuri, practic toți cei care doresc și din regiunea Sud, cât și din alte regiuni sau orașul Chișinău, de unde ar fi dorit. Deci cursurile se fac în Cimșlia. Instruirile au scopul de a forma profesioniști cu calificare înaltă pentru angajatorii locali și internaționali și de a informa noi antreprenori din acest domeniu privind posibilități de finanțare pentru obținerea utilajului necesar în desfășurarea activității. Claudio Licalzi, antreprenor Italia. Scopul principal pentru acest anume del cursul este ca să ajutăm populația să învață o profesie și să se dezvolte și să n-aibă nevoie să caută alte locuri de muncă afară. Aceste utilaje sunt deja utilaje care rămân aici, anume vor fi folosite pentru cursuri. Și desigur, merge ca și un exemplu pe cei care vor să-l procure. Albino Irali, antreprenor Italia. Acesta este utilajul de bază, minim, dar complet, pentru a face pâine, prăjituri de cuptor și focace și pizza. Totodată, proiectul Non Solo Pane își propune creșterea competitivității economice a regiunii de dezvoltare Sud, prin consolidarea capacităților antreprenoriale și profesionale în domeniile brutărie și patiserie. Ecaterina Matei, antreprenor, orașul Cimișlia. Când am auzit că sunt cursurile, ne-a părut nouă foarte bine, fiindcă, da, noi facem și noi pizza, dar totuși diferă. Vin foarte mulți, avem compatrioți de-ai noștri care sunt plecați peste hotare și ne spun că, da, un pic diferă pizza noastră de pizza lor. De atâta noi cu cea mai mare plăcere ne-am înscris la cursurile date, ne-am învățat a face aceiași panetone, aceleași copturi, am vrea totuși când vin și păieții noștri de peste hotare să le îndeplinim gusturile. Am hotărât să mă scriu la cursurile acestea pentru că îmi place panificația, îmi place să lucrez cu aluatul, de mic copil coc acasă pâinii, da, de la 12 ani. Eu lucrez bucătar, vreau să învăț ceva nou, ceva mai mult. Cursurile generale de formare profesională în domeniul brutărie și patiserie cu aplicarea metodologiei de instruire în stil italian se vor desfășura în orașul Cimișlia și vor dura 3 săptămâni, iar cursurile specializate cu 2 săptămâni mai mult. Beneficiarii cursurilor sunt persoane cu vârsta mai mare de 16 ani. Doritorii de a se înscrie la instruiri trebuie să completeze un chestionar, accesând pagina Agenției de Dezvoltare Regională Sud.